persecuția creștinilor din întreaga lume crește de la un an la altul într-un ritm alarmant. Un creștin din nouă experimentează persecuția la cele mai înalte nivele. Mii de creștini au fost uciși în ultimul an pentru credința lor în Iisus Hristos. În medie, aproximativ 11 creștini sunt uciși pe zi. Alte mii de creștini au fost arestați, închiși și condamnați fără a avea parte de un proces în care să se poată apăra. 1266 de biserici creștine au fost atacate în ultimul an și mulți creștini sunt refugiați din cauza persecuției. Creștinismul a fost și este cea mai persecutată grupare religioasă încă de la începuturile ei și până în zilele noastre. Franklin Graham spunea: creștinii ar trebui să se pregătească pentru persecuție, pentru că aceasta va veni. Chiar și în România, o țară ce se declară creștină, am avut parte de persecuție religioasă și încă mai există în unele zone diferite forme de persecuție religioasă. Sunt diverse persecuții religioase în școli, unde elevii sau profesorii terorizează copiii creștini. Sunt locuri de muncă unde creștinii sunt discriminați. Sunt familii unde unul sau mai mulți membri suferă persecuție din partea altui membru din acea familie. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Persecuția religioasă la ora actuală este mai crâncenă ca oricând. Astăzi, în unele țări, foarte mulți creștini sunt răniți, iar alții sunt uciși. Aceasta deoarece ei refuză să renunțe la credința lor în Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în zilele din urmă, cei ce îl iubesc pe Dumnezeu vor experimenta persecuția și mulți vor muri pentru Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să experimentezi și tu persecuția? Ești pregătit pentru aceasta? Ești hotărât să nu renunți la Dumnezeu, indiferent care ar fi prețul? Tu nu trebuie să te temi de persecuție. Oriunde te-ai afla și în orice mod o vei experimenta, Dumnezeu va fi alături de tine și te va întări foarte mult în momentele critice, așa încât să poți rezista persecuțiilor. Dacă va fi să mori pentru că nu ai cedat, ce e mai bun pentru tine, abia atunci va veni. Vei primi o cunună deosebită, cununa vieții, și vei ajunge în cel mai bun loc, în brațele lui Iisus. Așa că fii tare și nu te teme, rabdă persecuția, nu fă niciun compromis.